Deși evenimentul a fost o reușită, celebrând legătura dintre om, natură și animale, ediția din acest an a fost puțin mai restrânsă. În lipsa turmelor de oi, care în anii trecuți au reprezentat un punct de atracție, iubitorii de animale și meșteșuguri populare s-au bucurat de spectacole cu câini ciobănești și expoziția de cai, care a rămas în prim plan. Vă urăm bun venit la Pastorala Loviștiană, Festivalul Câinilor Ciobănești Românești, ediția 3-a, într-adevăr. Eveniment cultural, îi spunem noi, care are ca scop promovarea obiceiilor și tradițiilor din țara Loviștei. Anul acesta suntem puțin mai săraci că nu avem oi, dar în schimb avem o expoziție de cabaline cu niște cai extraordinari, cai cu sânge rece, cai cu sânge fierbinte, avem și samar, avem și câini, într-adevăr, avem brânzeturi, avem pastramă, tocană din oaie. Respectul reciproc, respectul față de animale și natură este obligatoriu pentru că noi trăim în același areal. Avem regulament atât pentru expoziția de cabaline cât și cea de câini. Câinii sunt vaccinați, câinii sunt cipați, câinii sunt tratați. Deosebit de apreciat a fost ciobănescul românesc corb, cea de-a patra rasă națională omologată și inclusă în patrimoniul natural al României, sublinind importanța acestor câini în cultură și tradiții. Un câine superb, după cum observați, se vede că este purtat, adică este un câine care nu a stat în apartament, este un câine corb, foarte frumos câinele, superb, este blând, îmi spunea domnul ciobanul, poate fi mângâiat. Rasele de câini carpatin, mioritic, ciobănesc, românesc, corb și de Bucovina au captat atenția spectatorilor, fiecare impresionând prin forță, inteligență și devotament. Ciobănesc mioritic. Este greu de îngrijit? Este puțin mai greu că este blana mai mare și necesită o îngrijire mai specială, atât fiind plus față de ceilalți ciobănești, în rest nu. Ce sfaturi le dați celor care doresc să-și ia un astfel de cățel? Mie ăștia îmi plac dintotdeauna, ne-am crescut și i-aș recomanda cu plăcere. Sunt niște câini foarte buni. În cadrul unei expoziții impresionante, atenția s-a îndreptat către cai. Vizitatorii au putut admira diverse rase de cabaline, clasificate în funcție de temperament, în cai cu sânge rece, cai cu sânge cald, respectiv de povară sau de curse, fiecare având propriul farmec. Puterea și eleganța acestor animale nobile au fascinat vizitatorii. Este o iapă de 10 ani, de românească, nu este altă. Așa, și este foarte cuminte și are și un pui care are 3 luni. Îți place să călărești? Da. Nu te frică? Nu. Ai mai participat la astfel de festivaluri? Da. Și ce îți place cel mai mult? Călăria. Mă simt foarte bine la acest festival. Îmi plac foarte mult caii de aici. Călărești de mult timp? Da, călăresc la Nedea Vâlceană de 9 ani. El e sânge rece polonez, e un armăsar de 6 ani de reproducție. E foarte blând, foarte cuminte și mă înțeleg cu el aproape ca cu omul. Din ce văd în târg aici avem sânge rece unguresc, sânge rece polonez, perșeroni și încrucișeri de rase. Noi venim din județul Sibiu, cu doar un exemplar al nostru, că n-am știut cât e târgul și expoziția de mare. Ce te-a determinat să participi la acest festival? Dragostea de animale, bineînțeles. Am venit în mod special pentru câini, dar m-am bucurat foarte tare, spre surprinderea mea, de cai. E minunat. De unde ai venit? Din ce zonă? Sunt din Brezoi, născută și crescută aici. Încă trăiesc în Brezoi și apreciez foarte tare determinarea domnului Radu. De aici mă gândesc că nu este prima ediție la care particip. Nu, este a treia. Vin de când este concursul de câini. Ieri am pus niște poze pe social media cu cai din Belgia și Olanda. Am fost o perioadă acolo unde îi urmăream, sunt foarte mulți cai acolo, dar nu folosiți pentru muncă, pentru sporturi. Și chiar spuneam că mi-e dor de cai. Și tocmai am aflat între timp că e târgul ăsta cu cai și câini și sunt curioasă să văd ce avem. Dar văd că în special sunt cai de muncă aici. Din păcate, noi încă folosim cai ca ajutor în muncă.
dragostea față de animale, pentru că îmi plac foarte mult. Ce te-a impresionat cel mai mult? Și câinii ciobănești și cai sunt foarte frumoși. Toate animalele sunt foarte frumoase în general. Este prima ediție la care particip sau ai mai fost? Am mai fost. Curiozitatea, să vedem ce fel de expoziție este la România, dar de fapt este un trâc de cai ca pe vremuri. Se expune acum treaba asta, dar este interesant, da. Ce v-a impresionat cel mai mult? Cum arată cai? Sunt frumoși. Am venit în curiozitate. Și ce v-a impresionat cel mai mult? Zic că e vorba de câini, de expoziție, de concurs. Îmi plac câinii foarte mult și cai. Este și prima ediție la care participați? Prima ediție la care particip, vin din Argeș. Și îmi place foarte mult cu mențiunea că sunt foarte puțini câini, foarte puține animale. Bucatele tradiționale ciobănești, precum bulzul la ceaun și mâncarea de miel gătită după rețete transmise din generație în generație, au încântat papilele gustative ale celor prezenți. Am adus în primul rând vestita tocan de oaie, sloiul de oaie, cel care este propriu destinat acestei regiuni, datorită faptului că sunt foarte mulți crescători de animale, de oi, în special de oi, și am pregătit pe lângă acel sloi, tocanul de oaie, care se pregătește exact doar în sosul lui, deci se face liniștit la 5-6 ore de fierbere pe foc, fără să-i adaugi nimic, o friptură de porc, pomana porcului, o fasole cu ciolan, vestita fasole cu ciolan. De asemenea, pentru dumneavoastră am făcut bulzul ciobănesc, bulzul acela care este o mămăligă friptă pe jar, care este împănată cu brânză de burduf și caș proaspăt.